Da? Ce fac atunci ca și călci? Miros că e ceva aici. După ton, după atitudine. Și mă duc chiar și spun, în contractul inițial cu compania, am agreat cu prima întâlnire. Este cu manager. Înțeleg că e un manager nou, înțeleg că ți-e teamă că poate încă nu te cunoaște suficient de bine, dar rolul întâlnirii e tocmai să ne cunoaștem și să stabilim un plan împreună. Cum ar putea acest proces de coaching să ajute relația ta cu noul tău manager? Adresez tot ce se întâmplă, tot ce se întâmplă e foarte interesant. Și, de exemplu, dacă da. Sunt două obiective contrare. Între cei doi? Da. Adresez asta. Senzația mea din exterior este că obiectivele voastre sunt contrare. Ce părere aveți? Și, de obicei, statistic da. Vorbind, a cărei părți se impune obiectiv? Să spunem două obiective diferite. Pe care să alege în final să se lucreze? Pe al treilea. Yeah. Eu îi ajut să discute. Sunt oameni și am avut experiențe chiar emoționante în sensul ăsta. Client cu manager care prima oară au stat la masă. Eu fiind acolo. Ce e ciudat, ei lucrând de ceva timp împreună, au stat la masă într-un sens real, nu într-un sens formal. Adică eu obiectez tot ce e acolo. Dacă sunt obiective contrare, spun asta, nu las. Adică dacă simt că managerul impune, pot spune. Am senzația că impunem un obiectiv, aș vrea să aud părerea clientului. Da. Aș vrea întrebarea. Un manager este prezent în activitatea de coaching pe durata contractării obiectivului. Da. Pentru că ulterior îmi imaginez că ședința de coaching se desfășoară în termenii coach client. Da. Da. După aia rămân aici. Eu am o întrebare. Și așa, care e întrebarea, de fapt, de după întrebare? Mă gândeam cum se păstrează confidențialitatea. Da, dacă lucrăm la un obiectiv comun cu al companiei și al persoanei în cauză, dar în același timp sunt anumite aspecte care nu pot fi de pe altă persoană. Asta se o discut exact în întâlnirea de obiectiv. Îi spun managerului ce o să fac. Deci noi avem un contract, o să mă întâlnesc cu clientul. De 12 ori, în următorul an, o dată pe lună. Vom discuta acest obiectiv. Rapoartele privind progresul obiectivului le veți primi numai de la client. Eu nu țin legătura cu dumneavoastră. Eu nu ofer informații companiei despre nimic în ceea ce este în această relație. Înțelegeți acest lucru? Nu. E clar că există manager, ca să răspund, că există manager care forțează. Există manager care vă invită la o cafea. După aceea, să discutați ce se întâmplă. Pentru că e frustrant. Ce se întâmplă aici? Există niște fantasme. Și aș vrea să le vedeți. Căuciul vine din exterior, nu? Și are tot felul de poate avea teama, nu că ei doi știu despre ce e vorba și eu sunt un intrus. Clientul, de exemplu, întâlnirea am avut-o ieri. Clientul a început și a spus, mă simt pus la colț. Deci cumva fantasma că e o cooperare, o conspirație, dacă vreți, între manager și coach. Caz foarte des întâlnit și atenție că mulți manageri ne atrag în jocul, trebuie să-l reparăm pe client. Avem un client pe care trebuie să-l reparăm și tu trebuie să-l repari. Da? De genul... ai reușit să mă întrerup pe tărnul total. Legat de... Avem un bolnav, trebuie să-l reparăm. Da? Și avem un țapi spășitor, asta vreau să spun. Atenție că de obicei în organizații, cineva vine și spune că altcineva are nevoie de coaching. Nu? Nevoie. S-ar putea ca cel care spune să aibă nevoie de coaching cea mai mare. Pe de altă parte, e firesc să ne gândim și la manager. Managerul se întreabă, doamne, eu sunt șeful acestui om. Omul ăsta se întâlnește de atâta timp cu cineva din exterior. Despre ce discută? Despre mine?
Oare nu cumva eu nu sunt suficient de bun? Și sunt niște temeri firești și normale. De asta le adresez. Le pun în explicit. Am răspuns la întrebare? Da. Nu. Zi. Da, da, și prima parte în acest sens că de ceea ce ai spus cu managerul casă de toare clientul, înseamnă că nu înțelege procesul de coaching. Cum ar fi dacă înainte de a iniția aceste ședințe de coaching, aș face un training în care aș explica. Training poate e mult spus, aș face un fel de awareness. Uite despre ce e vorba, uite ce constă procesul, că arată mea să plece de la aceeași premisă. Asta o pot face foarte bine în cadrul întâlnirii. Pe de altă parte, într-adevăr, sunt companii care, aici vorbim probabil de nivel de top management, pentru că cine investește în coaching? Deja trebuie să fiu la un anumit nivel. Oamenii aceștia ar fi bine să fie familiari, ca să eu să nu mai se explic în oată ce e coachingul, de ce îl facem, cum îl facem. Dar atenție că ce e mult mai valoros e eu să fiu în atitudine de coach. Adică întâlnirea de stabilire a obiectivelor e tot o întâlnire de coaching show. În primul rând o facturez ca atare. Adică e plătită și sunt foarte coach aici. După experiența mea sunt cele mai grele întâlniri. Asta de contractare în care lumea vine cu suspiciuni, cu întrebări, cu neclarități. Aici am nevoie să fiu foarte coach, luați așa cu ghilimele. Pentru că omul trebuie să vadă. O să încerce să mă intimideze, o să încerce să-mi arunce coș de banană, să văd dacă o să cad pe ele, o să încerce să conteste. E firesc, asta se întâmplă. Important e cum mă țin eu pe picioare. Cum, de exemplu, vă spun ceva ce am pățit el. Am rugat managerul să spună care sunt cele mai importante calități ale clientului. Și am rugat clientul să spună care sunt cele mai importante calități ale managerului. A fost extrem de greu. Organizația care nu era deloc obișnuită. Și după aia managerul a spus, parcă suntem în clasa 7-a și completăm oracole. Da, până la urmă a fost bine. Asta e. Cam care sunt marile, nu știu, sau cele mai importante subiecte cu care ești contactat de corporație? Pe ce teme să lucrezi? Depinde. Pot să vă spun că... Obiective. Da, eu lucrez destul de mult pe obiective comportamentale. Așa s-a întâmplat. Cred că ține și de structura mea. Probabil. În sensul de pe ceea ce au ei deja în personal development plan. Să-mi cresc abilități de auto-organizare, apropo de managementul timpului. Să-mi cresc abilitățile de negociere. Să-mi cresc capacitatea de a-mi conduce echipa. Să comunic mai asertiv sau să comunic mai diplomat și cu mai mult tact. Depinde, sunt foarte diverse. Depinde de la un om. Și dacă îmi permiți o altă întrebare, sigur că te deranjează că o să mă scuzi. Tu lucrurile astea le-ai învățat prin școala de coaching sau le-ai învățat prin experiența ta în cadrul companiei unde ai lucrat? Acum, părerea mea personală este că nu poți fi coach de business dacă n-ai lucrat în business. Dar asta e o părere personală. Sunt mulți colegi de-ai mei care spun că poți fi coach cu oricine, oricum, oriunde. Eu am serioasă nevoie. În sensul că pe mine m-a ajutat foarte mult experiența, adică înțeleg jocurile din companii, înțeleg ce înseamnă să fii într-un board, să negociezi un buget. Sunt filme pe care le-am văzut. Deci filmele astea le-am văzut eu de multe ori pe spinarea mea. Cu variațiuni, dar pe aceeași temă. Ce am învățat e o sumă, adică înveți din formarea de coaching, înveți din experiența pe care o ai și înveți din cu totul și cu totul alte formări pe care le faci. Adică eu văd coaching-ul un instrument extraordinar, dar în sine are nevoie. Ce am vorbit astă seară a conținut mult analiză tranzacțională, de exemplu, care nu e coaching, e altceva, dar e foarte util în a ne înțelege pe noi și a ne înțelege pe celălalt. Am răspuns? Da, sigur, dacă ar fi să ne dăm un procesaj așa cât la sută experiența profesională și cât la sută cea... Care e întrebarea? Cât la sută experiență profesională și cât la sută ce? Pe mine mă interesează pentru că eu nu am lucrat în corporate, nu am lucrat în organizație de foarte puțin și aș vrea cumva să iau niște contracte pe partea asta de corporate, dar
sunt cam temătoare așa, nu știu dacă o să fac față situației, pentru că nu cunosc exact ce se întâmplă acolo, decât printr-o experiență de un an de zile. Mm-hmm. Și nu mi-a fost. Aici sunt două lucruri. Nu...